Eroul român de la Londra va fi decorat vineri în cadrul unei ceremonii la Turnul Londrei. Florin Morariu se află în acest moment în România, iar mâine, la prima oră, va pleca spre Londra. Acesta va primi o distincție oferită de către regina Elisabeta a II în semn de recunoștință pentru eroismul său. Plec la Londra deoarece să primesc o decorație, se numește Queen's Commendation for Bravery, din partea reginei Marii Britanii. Va fi acordată de către un lord reprezentat al casei regale. În data de 5 va fi festivitatea. Eu mă voi întoarce înapoi în data de 7. Românul Florin Morariu a devenit cunoscut datorită curajului său din timpul atentatului terorist din 3 iunie 2017 de la Londra. După acel moment, Florin s-a întors acasă și lucrează în România. Nu mai muncesc în Anglia de atunci, din timpul atentatului. Am lăsat în urmă chiar și copilul meu acolo, după care el a plecat și el a fost nevoit să plece și el de acolo, împreună cu mama lui. Mi-am luat activitatea aici în România. Sper să reușesc să fac mai mult, cât pentru mine, cât și pentru oamenii din diaspora, deoarece nimeni nu pleacă de aici, din România, de bine. Tot a plecat deoarece ne-am pierdut chiar și ultimele vise care le mai aveam aici în țară. Dar să sperăm că noi putem întoarce, să fie și bine. Festivitatea va avea loc vinerea aceasta, 5 aprilie, în Turnul Londrei. Anunțul privind ceremonia a fost făcut încă din iulie anul trecut, iar medalia va fi înmânată de un reprezentant al casei regale.